anexă la dispoziția numărul 444 din 18.2021, proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local și Banii Mare și Exploator pentru data de 25.2021, ora 10. Proiectul de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială, inițiator domnul Vlase Ion, numărul de numește Cancelare. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și sau finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Vasile Mare, județul Bacău, inițiator domnul Vlase Ion, primarul Comunei Vasile Mare. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 47 din 22.07.2020, modificată prin hotărârea Consiliului Local numărul 12 din 27.01.2021. Inițiator, domnul Vlase Ion, primarul Comunei Vasile Mare. Punctul 4. Proiectul privind participarea la programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. Inițiator domnul Vlase Ion, primarul Comunei Vasile Mare. Și acum pe 5 diverse. Propun spre aprobarea ordinii de zi. Vreau să vă spun la punctul 4. Asta nu l-ați avut în comunicat. A apărut urma unei adrese de la firma de proiectare referitor la eficientizarea energiei la școala generală gimnazială numărul 1. Da. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind regulamentului de organizare și funcționarea compartimentului de asistență socială. Dacă sunt opțiuni, comentarii, discuții referitoare la punctul 1. Da, aprobați-o cu materiale, v-ați putut documenta, dacă aveți ceva de discutat. Ce s-au făcut de sugeană și din zile anterioare, referitoare la chestiunea asta. Supun la vot. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și sau finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Vasile Mare, județul Bacău. Da, sunt comentarii. Propun la vot. Aprobat. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 47 din 22.07.2020, modificată prin hotărârea Consiliului Local numărul 12 din 27.01.2021. Mi-a dat niște detalii? Era vorba cu dobânzi și penalitățile de întârziere, de pentru cei care și-au plătit impozite. Și acum am dat hotărârea ca și să aplică pentru persoanele care nu și-au plătit impozite până la 31 martie 2020. Am înțeles, am citit. Nu merge oameni. Supunem la vot. Aprobat. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind participarea la programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. Dacă aveți puțin, dacă sunt discuții. Dacă poate să ne explici, domnul primar, ceva, pe urmă. Ce vrei tu de zis? Păi, dar nu am primit material pentru asta, să spuneți, despre ce scuol. Pe 31 august este termen de punere a proiectelor la administrația Uniunii Europene pentru aceste investiții. S-au modificat niște indicatori tehnico-economici. Sunt cheltuieli eligibile și cheltuieli eligibile. Să vă spun valoarea cheltuielilor eligibile care sunt suportate de administrația Fondului de Mediu.
Sunt în valoare de 3.866.451. Și asta pentru școala Negoiești? Școala gimnazială, nu vă rog. Doar gimnazială, școala Negoiești. Pentru ăla, pentru da, și cheltuielile sunt cu tot de avea vorbit, 77.927.54. Aici intră expertiză, proiectare, studii de fezabilitate, cotele la ISC, avizii, dar lucrarea în sine este suportată prin numărul de la administrația fondului. Dar cred că știți, de vreun an de zile tot vorbim de... sau au mai fost două termeni de punere și sau tot s-au anulat sau prelungit, nu s-au anulat, sau prelungit. Și acum sper să fie ultimul termen. Dacă nu mai sunt comentarii, îl supun la tot. Da. Aprobat. Iar punctul 5, diverse. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt care îți doriți. Și eu. În calitate de cetățean, pot să adresez și o întrebare la sfârșit? Vă rog. De ce te vorbești? Dacă este în... se încadrează în ședința de astăzi sau... Nu se încadrează în ședința. Da. Bine, bine. Vă rog, doamnă. Da. Vă rog, doamnă. Eu, în primul rând, aș vrea să dau un mesaj de la asta. Să trimiteți pe cineva în țările noastră. Nu se poate urca sub biserică, acolo la noi e extraordinar de mare vegetația, șanțurile nu sunt făcute, când vine apa, vine pe stradă, sunt vădovății sparte în Rădeana, una acum sus lângă Costică Matei și una în sus lângă biserică. Știți de aia. Dar trebuie făcut un pic și în jurul școlii. Curățenie. Pentru că, știu, nu este, nu se... dar trebuie făcut curățenie și acolo. Dar ce este curățenie? E crescut iarba mare, sarcând mare, când ați fost, când ați fost ultima dată? Ieri. Da, da, eu trec mereu pe acolo, vreau să spun. Dar nu este curățat. Și nici pe, deci, tot drumul principal, sub biserică, de la vorbesc. Trebuie făcut. Da. Chiar așa este... o pune delegație din partea consilierului, nu se mi-a rezolvat cererea relată din doamna Amuzea. Nu este vizibilitate, s-a toată vegetația asta. Să nu se vede la principală. Pe strada principală vorbesc. Nu se vede, domnul primar, când mergeți cu mașina, nu se vede. Se izbește unul pe el în altul, dar ce așteptăm să se întâmple cu nenorocire. Eu nu ai fost azi acasă? Azi nu, am fost ieri. Ce se întâmplă? În vârful dealului, au crescut arbuști și, într-adevăr, sunt lăsați. Cresc ca arbuști. S-au metat. Dar eu nu s-a făcut chestia asta. Și o altă întrebare, așa, dacă nu vă supărați. Știu că în anul trecut s-a făcut pentru tichetele astea, pentru rechizite școlare. De 5 milioane de lei, 500 de lei. Pentru rechizite. Era vorba de niște tichete... Stați ca să vă găsim, măreți. Nu știu ce s-a întâmplat, că nu s-a mai dat. Și lumea întreabă. Deci astea trebuie depus solicitări din ce începe școala. Da, s-a făcut de anul trecut pentru anul trecut și nu s-a mai dat. Deci se dă anunț, dar se știe ceva. Dar nu se dau de primărie. Deci acești bani nu se dau. Ce nu se dă de primărie, dar dosarele s-au făcut și am înțeles că s-au trimis la Bacău pentru aprobare de anul trecut. E adevărat, doamnă? Și în alte părți s-a dat. Vreau să știu dacă ce oameni se dă sau nu. Deci dacă vreți să vă interesați, să interesați-vă la Bacău, dar la prefectură, nu? Așa? Să vedeți dacă dosarele de aici au ajuns acolo. Am înțeles dacă nu s-a dat și vreau să știu că lumea întreabă, că pentru ei e important, că
nu? Sunt oameni care se bazează în... Se întrebă la asistența socială, persoana în cauză, să spunem și să vedem ce s-a întâmplat. Deci mergeți la doamna Focoș. Da, mulțumesc. Da, dacă s-ar putea săptămâna asta sau cealaltă, să mă ajutați o oră, două cu Boldo, să băgăm un pic în pădură la școala la Bogdana, până încep ochii și nivelăm un pic. Mă duc cu compactorul și nivelez un pic. Asta cum duc. Domnul Vici, ține legătura săptămâna care vine? Până încep ochii școala. Până dacă încep școala, sub ochii și cu Boldo și... Nu e ok. Tristat. În pădură, palastru, pământ, ce e lui? Eu nu fiu cu compactorul, nu mi-a ieșit frumos, să băgăm o cupă de pământ, nu mi-a ieșit iar. Dibitor. În curtea școlii, nu ia și asupra față. Cum ducare? Da. Ține legătura și-o... Mulțumesc. Iar... Referitor la transportul de persoane în zona școlii Francel Mare, firma ATIC, nu își îndeplinește proiectul de sarcini. Mai ales sâmbătă și duminica și lumea ne învinuiește pe noi că noi, Consiliul Local, suntem de vină, că nu ne ocupăm de transportul de persoane. Am explicat că licența pe Comuna Ștefan cel Mare e asigurată de municipiul Onești și tocmai de aia am vrut să intervenim în ședința locală ca să înțeleagă că nu e de competența noastră, doar să facem o reclamație, să facem ceva la ADR, să vină să-i controleze. Pentru că sunt navetiști, sunt abonați care își pierd serviciul de locul ăsta. Asta mai bine. Da. Domnul... Deci, în urma acțiunii care am făcut-o noi pe drum acolo la mine, pe Zara Ileanu, a apărut un jeep nenmatriculat. Eu am căutat și l-am identificat să văd de unii jeepuri din Răcăuți. A venit cu băiatul lui de pe încutinaj vreo două seri. Nu l-a mai parcat la poarta de el, dar îl parchează acolo la fântână, în dreptul la mine. Și aduce câini, domnule vagabond. Deci jeepul ăsta nu are... E un jeep albastru, are folie în geamă din spate, nu are numere, nu mai are absolut nimic cu el. Și am înțeles că băiatul ăsta... Aduce câini vagabondi de drumul în sat acolo. S-a întâmplat și pe ei la am înțeles că a fost condamnat pentru... că îl făcea cu tractorile, cu șmecherii, cu nu știu ce, și locuiește, nu știu cum îl cheamă, până n-am mai reușit să văd, locuiește între Buciuc și Răcăuți. Deci este un 4x4, fără, dar n-are absolut nimic, e rupt tot. Și ce mai? Și dragi, parcă e Mitsubishi, zic eu după mine, așa, albastru. Are barbă de băiatul și devine așa când aproape din serat. Eu n-am știut, am văzut niște câini pe la mine, pe acolo în vii, băi, bune dracu, au apărut câini ăștia. Deja avem și noi câinii noștri, vagabond, dar băi, ce? Și acum iară, aseară, pe la 9, cred, 9 și ceva, aud iară o mașină. S-a oprit. Eu să văd, eram prin spate, eu mă duc să văd toată mașina aia, n-am mai apărut cu câini, aseară. Dar a dispărut și s-a dus iar la Nea Răileanu acolo cu băiatul ăsta. Am stat să văd tu, asta cam o jumătate de oră, la Nea Ghiță. Duminică, deci asta nu fac ca o introducere ca să ies în Nea Ghiță. Deci Nea Ghiță trebuie să știe cine. Și el știe cine. Dar duminică ce-am văzut cu Nea Ghiță? S-a aruncat înaintea mașinii mea. El coda, el cobora. Omul ăsta caută multe probleme să facă. De atunci de când am început noi să așa cu drumul, el are tot timpul să facă câte ceva. Cobora. El nu se dă deoparte. Indiferent că trebuie să opresc mașina în drum ca să treacă el. El nu se dă deoparte. Și tot cu are un băț, umblă cu bățul ăla în mână, la deal, la vale și tot... S-a aruncat în mașină la mine. Eu eram sigur că face ceva, de asta am mers așa. Probabil că nu stă bine cu capul, dar trebuie să faci ceva. M-am gândit ca să chem poliția să facă asta, dar hai să vorbim. Să vorbim întâi, să vedem cum o punem pe asta. Referitor la câinii vagabonzi, am făcut contract cu o firmă de la Târgu Ocna, o firmă privată, și când avem probleme, când avem solicitări, da, anunțăm, okay, vine și ea. Costul pe un câine este de vreo 5.000.000 plus TVA, plus transport. Ei îi adună după drumuri, îi duc la ei la adăpost,
dacă în perioada de 14 zile vine cineva și îi revende, poate câinele cuiva care a scăpat odată, sau îi adoptă cineva, păi, pentru cei care îi revendică, cheltuielile o să fie pe persoana respectivă. Da. Și după 14 zile, după 14 zile, eu îmi danasează. Și dacă ca să știți... Spuneți că sunam, e vreun... Păi ne spuneți nouă. Ne spuneți nouă. Sărni se ocupă cu... Deci o sunați pe Sărni, Sărni sună la firma respectivă, vine mașina, îi ia, că am avut o problemă în Livada. Da, știu. La Chiril. Dar mai era la turbat la... Nu știu, era turbat, mi-era turbat. Dar vine și la urmă. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne implicăm și să depistăm toate mașinile astea, cum spuneam. Nu plătim noi câinii care îi aduceau cineva din altă parte. Dați seama că o cheltuială e enormă. Să plătești, să strânzi 10 câini într-o zi și să plătești 500 de lei. Numai prinderea, numai capturarea, plus transport, plus... Pentru că toate cheltuielile astea... I-am spus, i-am dat telefon și i-am spus. Băi, sunt jeepuri aici care vine, nu știu ce. Băi, băi, neacule, dar câte jeepuri sunt? Băi, ți-am spus odată, de două, v-am spus, v-am spunat de mai multe ori. Hai, băi, că avem sânturi, sunt fază, nu știu ce. Nu se vede, dar care-i problema? Trebuie să vii, cumva. Când mai vezi mașina? Sau orice mașină, suspect, vedeți. Bachează, undeva, nu știu. Era un pui de urs în Bălărea, m-a prins în capcan, acum e o culare, tot acolo, ne tărsă de loboare, în Marianța. Dar ce să Scuze, n-aș putea să mai zică ceva? Doar o minută, acum asta, deci aș vrea doar să anunț că consilierii PNL lucrează la un proiect pentru parc de agrement pentru copiii comunii. Foarte bine. Foarte bine, dar îmi trebuie și susținere din partea. O să vedem, o să vedem. Deocamdată eu am spus că lucrează la... Trebuie făcut acela, trebuie făcut acela, trebuie făcut acela. Da. Domnul viceprimar, există o problemă în partea aia, în spațiile la loc Bugări, sunt niște case. Dacă sunt niște cale de acces pentru mașini de pompieri, pentru salvare, am văzut că ați făcut, ați curățat ulița aia foarte bine. Dacă s-ar putea cu o investiție mică, adică câteva rabe de balasul, ceva. Și eu intram aici pe aici, în spatele blocului. Nu avem o să intrăm. Toată, da, găsim și scosul grădinii. Este, deci, cu o mașină de când sau o rabă, îți poate intra. Dar pătim de ploaie, pătim de ăsta, când arunică, patinează și se duce într-o parte. Și viața plus ceva. Nu investiții mari, spune că nu avem bani în bugetul local. Știu că nu sunt, dar, na, să aveți în vedere, poate putem face ceva și pe zona aceea. Vă mulțumesc. Da. Pentru domnul primar. Domnul primar, mi-a o întrebare foarte simplă. Vă rog să-mi răspundeți, dacă puteți, dacă mai putem spera la gaze și canalizare din noștri funcționare. Eu vreau să-mi fac un plan personal, poate sunt și alții care vor să fac plan pentru construcția lor, să nu mai facem fost, să nu mai facem... Dacă vom avea canalizare și gaz în Negoiești care este la stradă. Eu zic că da. Ne puteți da un... Nu pot să dau un termen pentru canalizare, pentru că este în programul, în proiectul celor de la CRAP. Aproximativ? Da. O să aproximez. Eu să mișc cei de la CRAP. Sau cum primesc fonduri. La gaze așteptăm acum să lanseze nou program de dezvoltare PNI-ul, Program Național de Investiții, Angel Calibri, și o să depunem, avem proiectul, și o să depunem proiectul pe care trebuie să
Finanțare. Deci se lucrează la proiect. Proiectul e gata. Proiectul e gata din 2019. Am mai avut o dată de pus proiectul ăsta. IFDI, Fondul de Dezvoltare și Investiții. Avem și în 2019 avem și studii de soluții aprobate de cei de la media. Deci vom trebui să fie stația de legare, măsuri a presiunii. În Lizia, la unitatea de la Chiu, pe titlul. Mulțumim, acum ce mă trebuie să da, acum nu știu dacă la cum se pune coaia la nivel național să putea să nu mai dea drumul absolut, să nu mai finanțeze niciun proiect cu gaze de lucru. Nu, nu cred. Da, nu, o să-și vedem, o să discutăm. Ei, nu finanțiară, finanțiară, pentru că este deja în ghidul solicitant, este pentru alimentare cu apă canalizare, da, este pentru drumul și pentru gaz. De aia o și tot. Nu pe NRL-ul, e pe NRL-ul, astea sunt bani din la genul statului. Nu pe NRL-ul. Pe NRL-ul e altă treabă. De aia o și băga condiții. Ora de tripoziție e ca la lumea. Nu, dar se suporte proiect. Nu. Nu spune, nu se știe. Nu se știe pe programul ăsta, nu se fie. E posibil să nu fie. Acum, domnul Chelară, dacă tot ați venit în ședință, după ce eu să fac. Domeniul public și privat al comunii este administrat de Consiliul Local. Și bine că sunteți în ședința Consiliului Local. Ați făcut un gard. Ați închis. Ați inclus în proprietatea dumneavoastră o parte din domeniul public, la nevoie. Am avut o corespondență pe urmă, nu v-ați conformat, am stricat acel gard, acum ați făcut altul, la vreo 2 metri distanță, tot pe domeniul public. De ce? Nu? Prima dată când a venit vorba despre gardul ăla, v-ați văzut aminte? Nu știu ce... Acum vreo 4 ani de zile. Am venit la dumneavoastră și m-am întrebat dacă pot să fac gard. Și a spus da. Da? Da. Nu știu. Cătălin este dumneavoastră. Nu știu dacă, dacă ai fi spus eu așa ceva. Știind că domeniul public este administrat de Consiliul Local și nu de primar. Aveți cuvântul meu de bărbat, așa este. Cum? Aveți cuvântul meu de bărbat, așa este. Nu renunțe. Dacă e să o luăm pe cuvânt, așa... Nu renunțe. Matalia mi-a făcut și o afirmație, că mi-ai dat 1000 de euro pentru terenul ăla. Eu susțin. Susțin continuare, că mi-ai dat 1000 de euro. Atât de puțin? Păi, puțin. Deci mi-ai dat 1000 de euro, dumneavoastră, dar... Deci n-ai fost în stare să dai la fetele lui Bejenaru, care le-ai stricat clădirea. Le-ai stricat clădirea care aparținea lui tatăl. Sănatul tău de văzare cumpărare, așa spune. C10, clădire făcută din cărămidă în anul 1955 sau 56, proprietar de Jeanarul Gheorghe, Fărat. Fărat. Dar spune proprietar. Deci și vânzătorul care ți-a vândut-o recunoscut este proprietarul de Jeanarul. Și la care, deci, nu i-ai dat 1000 de euro la urmașul lui Bejenaru, ca să beneficiez de un lucru pe terenul de ta, și mi-ai dat mie 1000 de euro pentru 200 de metri pătrați. Sau nici 200 de metri pătrați. Dar fără... Intrăm într-o discuție personală, domnul Mașină. Sunteți la o ședință de Consiliu. Dacă vreți să dezvoltăm discuția. Nu am nimic de ascuns. Spuneți-mi. N-am nimic de ascuns. Nu. Deci asta este realitatea. Și acum ai făcut iar gard pe... Noi o să ne rezervăm dreptul de a face plângeri penale, ca să știți. Vă mulțumim. Da. Și cu demolare. Și cu demolare. Pe domeniul public nu construiește fiecare cum vrea și ce vrea. Dacă nu mai sunt comentarii, ședința de Consiliu se încheie.